Abundente era aproape să-l omoare pe un bătrân din Bistrița. Omul s-a suit în podul grajdului ca să ia o scândură, dar întreg acoperișul încărcat de zăpadă s-a prăbușit peste el. Norocul lui a fost că nepotul a auzit bubuitura și a alertat vecinii. Mă striga, Petrică, Petrică, ce nu mă lăsa, că mă, n-avea aia. Bărbatul a alergat într-un suflet să-și salveze vecinul. Fusese prins sub ormanul de lemne și zăpadă. Băiatul mi-a fugit peste drum la vecin. Mă duc, e căzut acolo, sub acoperiș. Am strigat după ajutor și au venit doi bărbați și l-au scos de acolo. Era îmburzit așa pe... băgat un ciron în haine și am rupt hainele de pe el. N-am fost, le-am tăiat cu cuțitul. După ce l-am tăiat cu cuțitul, l-am tătras câte un pic și cu o mână am ridicat partea de jos, de la grindă. L-am tras până la scară. Atunci l-am coborât încet. În tot acest timp, altcineva suna la 112. O ambulanță l-a dus pe bătrân la spital. Din fericire, omul este în afara oricărui pericol. S-a ales însă cu câteva oase rupte. Doar aici. Spatele? La buză, romcior. Un pacient politraumatizat, cu leziuni la nivelul feței, buza superioară, la nivelul umărului drept, prezenta niște scoriații, acuzat dureri la spate. Oricum, omul nu se plânge. Dacă nu erau vecinii, putea sfârși sub ormanul de lemne și zăpadă. Dacă ar fi